Proiectul Căminul pentru persoane vârstnice Sfinții Constantin și Elena include nu numai un așezământ pentru bătrânii din comunitate, ci și un centru de recuperare pentru cei care suferă de afecțiuni cronice. Centrul va fi amenajat în fosta unitate de învățământ a localității și va putea adăposti 42 de asistați. La nivelul comunei, procentul populației vârstnice este de aproximativ 30%. Copiii persoanelor vârstnice sunt plecați în străinătate în locuri de muncă și nu au cine să îngrijească de cei rămași acasă. Încercăm să aducem numai din localitate. Încercăm să ajutăm tinerii noștri și locuitorii comunei Costești. Asistații care vor veni la centru vor beneficia de condiții dintre cele mai bune pentru recuperarea și îngrijirea de care au nevoie. Condițiile vor fi dintre cele mai bune. Ca și compartimentare, este un cămin care se reabilitează și modernizează în același timp. Va fi parter plus etaj. Cred, după părerea mea, că este singurul cămin care va avea astfel de condiții în mediul rural până la acest moment. Avem un parter compartimentat conform standardelor, cu săli de mese, cu săli de terapie, cu asistență medicală. Avem săli de hidromasaj, fizioterapie și tot ceea ce impune din punct de vedere medical, recuperarea acestor bătrâni. Lucrările de reabilitare și modernizare ale clădirii vor începe luna viitoare, iar în luna decembrie anului viitor vor putea fi instalați primii beneficiari. Proiectul este realizat în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și are o valoare de aproape 4 milioane de lei.